Băi, am o mică problemă. Andrei 2010 a dispărut efectiv de acasă, a plecat și nu mi-a spus nimic. Și probabil m-a întrebat, bă, de ce e asta o problemă? Ei bine, este o problemă, pentru că... Ioana? Ok, n-am să te întreb ce faci aici. Ba da, actually, am să te întreb. Ce faci aici, Ioana, în complet alt oraș? Păi, prin trecere mă duceam la mall. Ok. Tu? Și eu tot prin trecere. Ce să vezi, tot la mall mă duceam, gen chiar acum. Na, uite, mă duceam la mall, gen încolo. Păi mall-ul nu e în direcția aia. Ok, bine. Dar promis că nu mai spui la nimeni? Zi. Ioana, Andrei a plecat de acasă și efectiv nu știu unde e și n-ar fi neapărat o problemă, ok? Pentru că, na, rămân eu acasă, stau ca boss-ul, știi? Nu e o problemă. Numai că, practic, a luat toți banii cu el și, gen, eu nu mai am bani în momentul de față, sunt cam sărac, gen, nu prea mai am nici ce să mănânc, deci, da, îl caut în disperare. Pe Andrei? Păi s-a mutat aici, în casa din spatele meu. Ce? Cu adică? Păi, mi-a spus mie la școală că nu mai suportă să stea cu tine în casă. El nu mai suportă să stea cu mine. Eu nu mai suport să stau cu el în casă. Dar mă rog, astea-s detalii. Păi, și ce ți-a mai spus? Și pe lângă asta a prins o mega combinație cu un băiat ce a făcut rost de o bază secretă ascunsă? Și că nu o să-l găsești niciodată. Mă rog, eu nu aveam voie să spun toate astea că i-am promis, dar... Na... Ok, Ioana, stai liniștită, nu e nicio problemă, îți mulțumesc că mi-ai spus. Dar de ce a făcut asta? Nu mai suportă să stea cu mine? În casa asta ai spus? Ok, mersi frumos, promit că nu o să-i spun că știu de la tine, îți promit solemn. Am puțină treabă, mersi de ajutor. Andrei! Ha, ci că s-a mutat în casa asta, băiești de bun cât acasă. În primul rând, nu cred că are bani așa ceva. Și în al doilea rând, clar e o combinație la mijloc. Și nu, nu, ceva e putred aici. Ok, știi ceva, o să intru, ce-o fi. Mâinile sus! Ok, se pare că nu e absolut nimeni în casa asta. Un chest? Na, ok, nu o să fur din casele oamenilor. Piscină? Ok, băi, sincer... Cred că Ioana mi-a dat țeapă. Nu, de alta, dar nu văd niciun Andrei 2010 în casa asta. E efectiv o casă goală. Un WC-ul? Sau e cumva un schibidi WC-ul? Nu, cred că e un WC-ul normal. Da, wow, nu pot să cred ce amuzant a fost Ioana. Mi-a făcut farsă. Bă, păi și dacă tot am venit aici, hai să nu plec cu mâna goală totuși. Ia, poate fac și eu... What? Ok, cred că chiar e o combinație la mijloc. Bă, ce e asta? Ai de capul meu. Wow! Asta e... M-am intrat prin chest cumva? Pizza? Miroase Andrei 2010. Ok. Bă, miroase din ce în ce mai tare Andrei. Andrei! Ce faci aici? Ce? Ai de capul... Ce faci tu aici? Și efectiv mă tratez cu neseriozitate și efectiv mănânci o filie de pizza în fața mea? Andrei, ai niște explicații de dat. Ce faci aici? Ce se întâmplă? Păi eu te tratez cu neseriozitate, tu ai intrat aici. Eu tocmai ce mâncam pizza. Ok, înțeleg. Dar de ce ai plecat de acasă și n-ai dat niciun semn de viață? Și ai luat și toți banii cu tine? Și de ce ești într-o bază secretă într-un chest? Ai niște explicații de dat, băiete. Pentru că, ia mă, hai să aud. Nu, deci, băi, a fost ofertă mare, a fost 20.000 de euro. Baza asta și eu zic că e bine rău. Da, nu, plus că, ia, plus că, deci atenție, hai să ne explice de ce a dat 20.000 de euro pe baza asta. E super mare și e ascunsă și o să pot trăi toată viața fără să mă deranjeze nimeni. Andrei, pot să zic ceva extrem de sincer? Ce? Cum asta dai atâția bani pe... Andrei, erau toți banii pe
care noi îi aveam. Doamne, nu, 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 doamne, cineva să mă ciupească, doamne, visez. Andrei, dă-mi o palmă, Andrei, dă... Păi da, dar ce, păi da, dar mă, credeam că merită. Andrei, dă-mi o palmă, e un vis, o să mă trezesc. Nu, n-are cum, nu, nu există așa ceva, dă-mi o palmă. Am zis, crede-mă, nu, băi, 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 frate, nu cred așa ceva. Cum mă să dai atâta pe o bază secretă? Efectiv, măcar, ok, dar nu vrei să ți-o prezint ca să vezi că merită? Andrei, cum să merite, mă, băiatule? Nu, nu, de ce mă, ok, uite, stai, înainte de toate, Andrei, nici măcar nu poți să încep turul bazei dintr-un simplu motiv. A, da? Știu, ia zi, care e motivul? De ce... N-a dat lumea like, exact! Așa că, oameni buni, dacă vreți ca Andrei să continue turul bazei, dați un mare like, un subscribe și un clopoțel și... Andrei, gata? Au dat toți like? Nu încă, stai! Păi care e? Arată-l cu digetul. Care e ăla care n-a dat like? Mai e David, n-a dat like? A, dă o dată like! Ha, mă, David, de care te uiți, te văd acolo! Așa, a dat? Gata? Ok, perfect. What? Stai, nici Andrei n-a dat like, nici Alex! Oh my god, fraților, dați like acum, vă văd! Bă, eu am dat... A, păi nu, nu tu, Andrei, gen, alt Andrei, gen, practic, te-ai prins. Ok, Andrei, puteți să începem turul acum sau ceva? Hai, bun, dar stai, nu, nu, ce e aici? Gen, de ce e Iron aici? Nu e nimic, hai, e sigur? Bine, 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 hai să mergem, stai, mai întâi etajul ăsta, păi aia zic și eu, hai să vedem, ia mă, ia. Deci, ok, are foarte multă pizza pe jos, pe aici, dintr-un punct vizual, tu, deci, ce e bă asta, deci avem aici, hai mă, aici controlăm, ce controlăm mă, ne uităm la Silent aici, eu cu... Angajații mei. Ce angajați ai, bă, tu? La ce companie ai tu? Cam și angajați la bază? Andrei, 2000 de CSRL e compania. Ce, bă, de când ai tu firmă? De când am baza asta, că e mare și trebuie întreținută. Wow, deci omul meu are firmă. Ok, bine. Presupun că, da, neinteresant. Adică, dacă e să mă trebuie până acum, nu merită nici măcar 10 euro baza asta. Gen, e o prostie totală. Ok. Continuând, da. Pe acolo pizza. Ah, pizza, da, chiar cred că justifică prețul de 20.000 de euro. E... A fost extra opțiune asta sau ce? Unde mergi, mă? Bă, alo, ce faci, mă? Unde mergem? Andrei, unde mergem? Deci, am ajuns aici ca să-ți reamintesc că 20.000 de euro, inclusiv încăperea asta. Adică stai cu tot cu casă. Ce? Ok, atunci presupun că merită. Nu, nu merită. Nu, tot nu justifică. Bun, continuând. Ok, hai să vedem. Woohoo! Ok, se vede clar că asta e bucătăria ta. Din simplu fac aici ai pizza și în ghiuveta ai cola. Dar ideea e felul următor. Ce chestul ăsta? Asta unde duce, genul ăsta? Unde mai duce? Ok, mi-e frică, sincer, să aflu. Altă intrare. Ah, ok, are sens. Bro, what? What? E mega fermă, Andrei, cu asta sincer chiar wow, ce e acolo? Wow, bă, și fii atent. Bă, eu sunt atent. Știi cât poate face ferma asta să producă pe lună? Peste 20.000. 20.000 de ce? Că de euro în niciun caz. 20 de lei. Ah, ok, gen 20.00. Da, foarte amuzant. N-are nimeni! Bă, da, actually, uite, arăs el. Uite, îl văd chiar acum. Ha, uite încă râde, îl vezi? Bă, ok, râdem, glumim, dar chiar produce mult, merită. Păi fii atent atunci. Dacă chiar produce mult, înseamnă că tu ai bani în momentul actual. Gen, ești putre de bogat, nu? Da sau nu? Zi! Da, o să producă. Păi, ok, măcar ai niște bani la tine. Andrei 2010 mereu are bani la el. Scuze, am uitat pe cine întreb, sincer. Păi fii atent, dacă toți suntem aici, am un concurs pentru tine. Ia zi, te bagi? Ok, zi, fii atent. Eu mă duc la cartofi, tu te duci la morcovi. O să zic 3, 2, 1 și cine recoltează ferma cel mai rapid câștigă 100 de lei. Hai, 1000 de... Bă, tu nu știi despre ce vorbești aici, nu? Adică, cred că nu știi în ce te bagi. Adică, cred că... Ba, da? Bine, mă, batem palma. Hai, batem palma pe 1000 de lei. Hai! 3! Bă, da, atenție, toată ferma. Deci, stai să mă asigur că e totul corect. Da, e egal, e egal. Ok, hai. 3! 2... Alo! Alo! Ce ai făcut?
Din greșeală? Bine, hai. 3, 2, 1 și... Haide, 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 haide. Mamă, n-are nicio șansă, n-are nicio șansă. Împotriva mea n-are absolut nicio șansă. Și hai să vedem și stop! Gata! Primul clar. S-a văzut pe filmare clar și tu o mai ai și pasta. Oh my god! Gata, îmi pare... Tu ai pus-o pe aia? Păi da, dar oricum n-am pus-o și dacă o punem tot a terminat înaintea ta. Deci, câștigătorul, unde stai 1000 de lei? Bă, eu am terminat primul. Bă, fraților, dați-mi în spate pe clip gen... Ce, bă? Andrei! Normal că nu știe să piardă. De ce mi-ai pus TNT? Cum ți-a pus eu, bă, TNT? Ați văzut, da, adevărata față, ați văzut-o. Ok, după concursul ăsta mi s-a făcut așa foame de o felie de pizza. Bun, hai să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Wow, bă, băiatule. Bă, înțeleg într-un fel, e camera cu chesturi într-o bază secret chest. Îți vine să crești ce paradox, gen. Da, wow, deci pe bune. Ok, dar acum am eu un concurs pentru tine. Bă, ești bun tu pentru mine un concurs? Gen, ai tu un concurs pentru mine? Ok, s-aud, hai, vreau să văd. Ce poți tu să dai mai bun? Mergem la Dorel pentru mai multe detalii? Clasic, salut Dorel, bun, hai să vedem. Am un super concurs pentru voi. Într-un chest este ascunsă o cutie de pizza. Primul care găsește cutia o păstrează. Adică asta înseamnă o pizza gratis. Ok, mă bag. Start! Ok, hai să vedem, bun. Unde e, mă? Dă-o în coa, dă-o în coa că o găsesc. Ce ai, bă, ești... Gata! Ce? No! 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 Andrei, dar cum ai găsit toate de repede? Au trecut 5 secunde? Bă, aici n-a fost oricum foarte corect pentru că aia zic și eu, n-a fost deloc corect. Știi că eu am mirosul super dezvoltat spre mirosul de pizza? Da, clasic. Păi, eu am uitat cu cine mă pun. Bă, chiar n-a fost corect, frate, că tu ai mirosul dezvoltat, da? Știi ceva? Păstrează-o. Și așa mai am câteva felii. Ok, pizza gratis. Da, poftă bună. Ia și tu. Pe bune? Pe bune, gen? Nu. Hai, mă, frate, pe bune. Bă! Nu-ți mai cer niciodată pizza. Bă, da, destul de mișto. Andrei, de ce bei din fântână? Gen, ai auzit vreodată de apă? Mi-era sete. Și știi să bei apă din sticlă? Gen, de ce trebuie să bei din fântână? Păi în sticle țin rezervele de suc de pizza. Bă, scuză-mă pe mine că am întrebat. Adică chiar îmi pare rău. Da. Bă, și fii atent. Mamă, mi-e frică. Ca să nu zici că nu merită 20.000 de euro. Așa, ia, cum mă convingi din nou? Am chemat un agent imobiliar să ne estimeze cât ar merita baza și o să vezi că o să o estimezi la cel puțin 2 milioane de euro. Ok, bine, hai să vedem. Păi ar fi cel mai mare profit din lume, înseamnă. E deja aici, să trăiți, domnule agent imobiliar. Deci mi-a zis prietenul meu, Andrei, că o să ne estimați imobilul, această locuință. Cam cât ar costa în momentul actual? Mamă, dacă e sub 20.000 de euro, să vii și e... Mamă. Da, valoarea estimată a imobilului este de aproximativ 10 lei. Andrei! Mamă, Andrei, bă, dar nu ești bun de nimic, mă, frate. Uite-te și eu, acum am rămas în pagubă. Efectiv, ai dat 20.000 de euro pentru 10 lei. Adică nu e cel mai mare trade din lume. Stai, eu nu ți-am zis ceva? Ce nu mi-ai zis, mă? Ce nu mi-ai zis? În prețul ăla de 20.000 de euro a mai fost inclusă încă o bază. Uite-te în spate. Ce, cum adică? What? Oh my... Andrei, ai de capul meu, hai să vezi. Bă, asta e mult mai șmecheră. Bă, stai, bă, stai, dezactivează asta că poate te curentezi, naiba, că e de-asta de gard, ăsta super șmecher cu lasere, cu... Mamă, ce șmecher. Nu că sunt de formă, se sperie hoții, e fake. Clasic. LOL, uite-te la mine, sunt nemuritor. Pot să trec prin ăsta non-stop. Oh my god, ce tare. Tare, oh. Na. Ok, și mașinile astea de lux au fost incluse în preț? Da! Vai de capul meu! Mamă, cum e! Bă, Andrei, ok, ce mai avem pe aici? O piscină cu un bodyguard în ea? Ok, da, bine, cum zici tu? Ce e asta, bă? Mamă, cât a câinele!
Mamă, dar nu e mic deloc. A, e câine. N-are sens, da, e câine de pază, ok, are sens. Uite, dă-i osul. Lol, ce tare. Uite, cuță. Mamă, ce drăgălașe. Uite-te și tu la el, e drăguț, da. Oh my god, acum e al meu. Vine după mine? Cumva vine după mine, stai așa. Stai, trebuie să vă ghizia asta. Nu, no, nu vine după mine, mă. Vine după tine, cred că e al tău. E al meu, păi aia zic e. Andrei, ai drone. Ai... Ok, se pare că cineva chiar e pasionat de tehnologie aici. Păi, e securitate. Bă, și totuși, poți să te întrebi și eu de ce ai nevoie de atâta securitate? Pentru că în baza asta dețin niște informații ultra mega secrete și niște chestii mega prețioase. Păi și o să le văd și eu? Da, nu, adică chestiile prețioase la final, dar secretul nu. Hai bă, frate, bine, măcar o să văd chestiile prețioase, măcar asta, hehehe. Ok, bun, hai să continuăm. Bun, asta e fake, what? Televizor! Bă, băiatule, da, ți-ai tras o dita mai plasma. Trebuie să-i pun softul, că n-are canalul cu pești momentan. A, da, înțeleg, dar lucrez la asta, da, are sens. Mamă, ce pat regesc, bă, da, ești regele aici, nu glumă. Mamă, te stai pe ăsta, mamă, stai pe spate direct. E și albastru, pentru mine. Tu ești albastru. Oh my god, bă, efectiv sunt șocat, frate. Ce s-a astea? Drone. Bă, what? Că rămâi fără, da, doar spawnez. Are sens, sincer, am uitat că suntem în Minecraft. Ok, bun. Mamă, bă, dar are omul meu. Mamă, ce s-a astea, frățioare? Camere de... Andrei, ce este info ăsta la care mă uit eu acum? Ce? E secret? No. Mamă, uite, frate, asta e toată curtea și... Mama, astea sunt toate camerele, gen, ce, la ce mă uit eu acum sunt toate camerele, da? Wow, uite, asta e camera și toate cele. Bă, ești nebun cât de tare. Dar totuși, ce era în safe-ul ăla? Gen, zi acum, trebuie să știu acum, gen. Nu contează, adică sunt chestiile pe care o să ți le arăt, dar restul nu contează. Bine, ok, măcar o să-mi arăți la final, nu? Da, ok. Elicopter! Piscină! Bă, băiatul, dar eu cred că asta face mai mult de 20.000 de euro. Sau cel puțin mai mult de 10 lei. Geranimo! Ok, știi ceva? Prinde-mă și pe mine! Geranimo! Mă, frate, chiar așa de greu am fost? Andrei, am ajuns la sfârșitul turului. Știi ce moment a venit, nu? Ce? Nu te face că nu știi momentul în care mi-a arăt și este în acest safe. Haide, anu. Ba! Mi-ai promis, frate. Mi-ai promis că mi-arăți. Ok, dar... Ia mă că există un dar, ia. Hai să vedem care-i darul. Eu doar vreau să văd ce-i înăuntru atâta tot. Nu mă interesează nimic mai mult. O să-ți arăt doar chestiile prețioase, dar informații nu-ți arăt nimic, e prea secret? Ok, bine, hai. Vreau să văd totuși. Hai să vedem, deschide tu. Oh my god, oh my god! Andrei! De ce ai o... E tot stocul de pe aizar în pugro? Andrei, de-aia nu mai aveam eu ursuleț la vânzare? Ai de capul meu, bă, păi! Andrei, din cauza ta nu mai e stoc pe aizar în pugro? De aici porneți la vânzare? Adică tu te ții aizar în pugro? Ăsta e sediu? Și eu de ce nu știam asta?